părinții se bat din seamă, băgători de seamă. N-au nicio legitimație, de unde? Ci că nu e de la pază. Unde știu că e de la pază? Păi, întrebăm avea, este afiș, când aveți voie să filmați? Conform care legi. Exact, vă spun eu, nu este nicio lege. A spus că vine poliția și întrebați. Spune, domnule, am voie să filmez, că omul mă opri degeaba. La revede, domnule, nu ești bun. Ți-am demonstrat încă o dată că nu ești bun în ceea ce faci. Dă-ți demisia că ești o rușine pentru magazinul Auchan. E punctul meu de vedere. Auchan, până banța sud. Afară unde e? Ok. Să nu deranjim ceilalți clienți. Păi nu trage, domnule, că eu vreau să-mi fac piața în continuare. Tu vrei să spune legea. Asta este când nu știi legile și dai cu coș și uite că pierzi. Legitimați, dați-le buletinul și legitimați pe toți răi. Hai, v-ați dat cu coș. Asta, domnule. Tu le amenzi. Ia mai șmechere. Ai fost tare și mari, ia cum amenzi de la polițist. Poate poliția afară că îi amendează pe toți. Știi că îi amendează? Când au spray? Da. Un film. Go. Go to in your country. No, in my country. Go. Vă dați voi seama că Auchan ne-a luat toți angajații care aveam aici, au lăsat 2-3, au început să pună case de marcat. Acum mai vine și ăla cu fițe din afara țării să-mi spună în țara mea ce, care sunt regulile lui de acolo. Nu mă interesează, mă, ia-ți Auchan și mută-ți-l acolo unde, de unde ai venit tu. Uite, așa era mai devreme, căruți, oameni, mai mulți oameni erau. Și acolo iarăși căruț și vă făceau ședință, înțelegeți? Deci în mijlocul Auchanului. Și eu am venit să trec și m-am trezit că n-am pe unde să trec. De aici și am întrebat ce faceți, faceți ședință? Au chemat repede paza. Da, da. Sunt manager de securitate de la Auchan. Nu, vreau să-mi dați ce garanție, așa... Ok, sigur. Toți suntem manager, toți suntem... Asta... Cred că știți la ce mă referi, nu? Da, știu, adică... Adică, adică, nu și nu înțeleg de ce v-au chemat. Uitați, domnule, nu, a sunat doamna Negre de acolo. Doamna Negre, suntem aici, la gastronomie. Așa. Sunt. Domnule, suntem la gastronomie. Așa, v-ați luat de pe cameră, ce am? Ce, o să vină un coleg al meu, care poate să vrea discuția cu dumneavoastră, dar cu mine nu vreți să continuați? Nu ați înțeles. Dacă spuneți că sunteți de la securitate, așa cum vă spune și legea... Bun, deci vă dați seama voi că el nu știe, cunoaște propria lui lege, dar vrea să-mi spună altă lege. Suntem la interviu, prezentați-vă așa cum vă spune legea 333. Eu cu cine vorbesc acum? Numele meu este Saiog Marian. Să răspund pe filmarea dumneavoastră pe device-ul dumneavoastră, CNP-ul meu. V-am cerut eu CNP-ul dumneavoastră? Nu, dar dumneavoastră l-ați folosit în discuția cu mine. Eu nu v-am cerut, nu v-am legitimat. V-am cerut vreodată care te-ai cunoscut. Cine domnul ăsta? Comit vreo infracțiune? Dacă comit vreo infracțiune, vă rog să chemați poliția. Domnul agent, vorbesc cu dumneavoastră? Da. Cu dumneavoastră vreau să vorbesc, că dumneavoastră pare să fiți de la pază. Spuneți la poliție că Saiog Marian este numele meu. Da, au venit ei să se bagi în seamă, băgători de seamă. N-au nicio legitimație, de unde? Ci că nu e de la pază. Unde știu că e de la pază? Arată, domnule, o legitimație de serviciu, ca să știu că vorbesc cu dumneata. Și că ești la pază, că așa cum e în buzunar, e ușor să vă roadeți unghiile. Uite la ei. Cu ce v-am deranjat, doamnă? Adică care? Ce am comis? Am comis vreo infracțiune? Vreo ilegalitate? Mă întoarceți cu spatele atâta. Cu ce v-am deranjat? Da, acum îi explică că de fapt nu este nicio lege, că orice cetățean are dreptul să filmeze. L-ați lămurit, nu încalc vreo lege, ia, el mă filmează. Nu știu dacă mă filmez, ce e impresia că mă sperii? Simt dacă încalc vreo lege, ceva, te rog să-mi spui legea care am încălcat-o. Păi fii și tu angajat aici, dacă ești angajat, prezinte domnule, estimați ceva de muncă. Nu faci așa poze aia că te trezești. Cum? Sunt client. A, ești client. Da. Și te-ai gândit dumneavoastră să-mi faci mie poză că ești client. Eu o să aflu, o să ajung la directorul de aici, de la Auchan, și o să-i pun întrebări pe legea 544 și o să vezi că o să spună și cum te numești dumneavoastră și cum te numești dumneavoastră și cum te numești dumnealui. Și știi de ce? Sobranabilitatea, altfel nu. Ba da, pe legea 544 ai să vezi că o să-mi dea răspunsuri oficiale. Înțelegi, eu nu mă cert, nu am produs niciun fel de... V-am deranjat cu ceva pe dumneavoastră sau pe dumnealui? V-am deranjat cu ceva? Nu, pe dumneavoastră ați venit. Vă spun eu, nu este nicio lege. Da? Dacă dumneavoastră știți vreo lege, vă rog să mă comunicați în momentul ăsta. Dar nu este. Sunt ridul interne.
Un regulament intern egal cu zero. Spuneți la poliție să mă sancționeze pe un regulament intern. Și să vedem cum o să vă fie. Da, bine, așa făcut. Până una alta. Am văzut aici că e foarte mare aglomerație. Nu știu ce ne dă în sus. Ce ce? Poftim, poftim? Nu știu, s-au stat așa în mijloc. Nu aveam pe unul să trec de ei. Cred că era o ședință ceva. Și am întrebat ce faceți, faceți ședința aici în mijlocul lau și nu asta era întrebarea mea și pentru asta au primat paza. Eu sincer vă spun, eu cred că sunteți de la pază, dar vedeți că legea 3.3.3 așa spune să vă legitimați cu aia de serviciu. Eu să mă legitimez dumneavoastră, oricui client. Uitați, o să vedeți că poliția, stimați cetățeni, omul spune că el nu se legitimează oricui, dar el abordează orice client. Dumneavoastră m-ați abordat pe mine, nu eu pe dumneavoastră. Ce client abordez doar clienții care... Corect, orice vreți dumneavoastră, orice vreți dumneavoastră, dar în momentul în care abordați, nu puteți să-l abordați discuția civil. Discuția cu mine, ați încheiat-o, să vină organele da. De poliție. Deci nu are cum să simați cetățeni. Vine un civil, da, vedeți și voi, vine un civil și spune, nu ai voie să filmezi, nu poate să spună nicio lege și atenție, nu se legitimează. Fu legitimația de serviciu. Pentru mine este ca cu zero, deci nu are nicio credibilitate. Uite, așa era mai devreme. Căruți, oameni, mai mulți oameni erau și acolo iarăși căruți și făceau ședință, înțelegeți? Deci în mijlocul aușului și eu am venit să trec și m-am zis că n-am pe unde să trec. De aici și am întrebat ce faceți, faceți ședință? Au chemat repede paza. Doamne, 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 doamne. Paza, că de ce filmezi? Paza, nici nu a putut să-mi spună un act normativ. Nu știu, se reglementeze într-un fel acțiunea lor. Și mi-am spus, chemați poliția dacă mi se pare că comit vreo infracțiune sau vreo ilegalitate sau ce vreți voi. Chemați poliția, au chemat poliția. Să vedem ce tema ilegală au, că vă dați seama câte legi cunosc oamenii ăștia dacă ei au sunat la poliție că filmează un cetățean într-un magazin. Vă dați seama câte legi cunosc acești oameni. Au și în Constanța. Da, am țipat. Sau ce am făcut? Ia spuneți. Nu o să vedem. Vedeți? Exact pentru astfel de mincinoși, ca să știți oameni buni, pentru asta filmez eu, ca să nu se interpreteze după aceea că am țipat și am încălcat legea 61, articolul 2 sau legea 61, cuvinte și expresie jignitoare. Domnul de la pază spune că am făcut ceva? Dom'le, cum i-ați încheiat discuția? Păi am încheiat-o, dar mi-ați dus. Vă invităm să vreau să văd ce teme ilegal. Dacă nu faceți-vă traseu de vreau să văd ce teme ilegal. De ce vreți dumneavoastră? Nu, cetățean. Ce teme ilegal ați avut să sunați poliția? Ce teme ilegal dorim noi? Dar dumneavoastră credeți că instituțiile statului, oameni buni, el crede că instituțiile statului stau pe aușă, încă vrea aușă. De ce, domnule, sunt slujile dumneavoastră? Absolut. Poliția este sloga dumneavoastră, polițiștii, ca să-i chemați așa cum vreți dumneavoastră, păi polițiștii îți plătiți de mine, domnule, dumneata de ce-i chem? Păi pui așa pe plimbare, că vrei dumneata, eu pot ceea ce spui. Da, e ușor. Păi da, să vină. Să vedem când o să vină aici, să vedem de ce-i chemat. Nu vă rețin. Faceți-vă traseu. Da, mă, că stați cu ochii pe mine. Noi avem o ședință. Așa. Organizare internă de magazin, pe care chiar ați deranjat-o. Adică pe noi chiar ne-ați deranjat, ca să înțelegeți noi, pe domnii. Că erați o persoană chiar erați o persoană bună ziua. Ați spus că ați chemat poliția. Am chemat și poliția, okay. Și contracuvinul de intervenție. Am înțeles. Deci ați sunat cu... Lăsați. Chiar ne-ați deranjat. Că ce că ați blocat? Ați blocat cum se cheamă, un culoar. Ok. Pe care, pe de ce n-a spus, domnule, nu se intră, se pune banda aia și nu mai intram. Eu nu puteam să intru pe stânga de căruț, pe dreapta de o femeie și în față de un grup de oameni care i-am întrebat, aveți ședință? O să te rog. Da. Cum vor lege să... Domnul să aștepte în afara magazinului, cât timp ne termină? Dar merg eu acum, nu-i problemă, sigur, nu trebuie să mă rugăm. Dar când spuneți nici nu am, absolut. Nu, merg eu, nu trebuie, nu-i pe asta o problemă. Ce, nu mi-e greu să mă plim. Dar ați sunat sigur că n-aveți un termen legal pentru care să mă dați afară, conform legii. Ați sunat sigur la poliție, nu mă dați așa de afară, că vreți... Da? Ok. Să vedem după aceea dacă aveți un termen legal pentru care să nu mai mă lăsați să intru înăuntru. Iar și este important. Nu mă interesez. Acum mai cerut să trebuie să apară. Exact. Repetor le-am aportat. Da. Au ușor în Constanța Sud. Afară unde? Ok. Să nu deranjim și alți clienți. Păi nu deranjim, domnule, eu vreau să-mi fac piața în continuare. Cu ce dragi, dacă va fiat? Păi mi-a fost să mai zic, eu am căruț-o acum în spate. Ei, v-am dat ocazia să-l faceți cumpărăturile acum. Și acum ce faceți? Acum așteptăm organele de poliție. A, dar nu? Mă dați afară sau nu mă dați afară? Bun, și eu vreau să mă întorc la căruț acum. Poți să mă întorc? La căruț. A, da? Păi și atunci de ce l-ați rugat pe domnul mai devreme să mă scoată afară? Un contract cu firmă de intervenție și în caz că mai deranjați
în continuare. Cu ce deranjează, domnule? Că nu puteți să-mi spuneți un tema ilegal, ceva, domnule, cu ce deranjează complet? Dacă eu am spus că niște oameni... Dacă nu putem să avem o discuție... Eu cu cine vorbesc, că dumneavoastră... Normal, nu prezentați, aveți... Uitați poliția acolo, uitați poliția. Da. Explicați-i domnilor de la agenții de pază, care au legea 33 în atribuție, dacă există un temei legal în care spune că este interzis filmatul. Numele meu este Saioc Marian, dânsul nu știu cine este și nici nu mă interesează. De fapt, nimeni mi-a zis azi decât că e agenții de pază, dar nu are nimic. Nu, uitați, vedeți? Ați atât și să le postați... Legea, o... legea. Domnul polițist, ai legea 192 și legea 218 în atribuție? Da. Bun, spune și mie, în care din lege, în legea 61, în care vrei dumneata, spune-mi o lege... Puteți să filmați. Nu există, domnule, așa ceva, vorbești mai prostii. Puteți să filmați, am zis că puteți, am zis că puteți. Singura lege care mi interzice este HG585, articolul 105, care este prevăzut acolo unde sunt certificatele ONIS clasa 1, clasa 2, unde aveți la dumneavoastră la poliție. Știți la ce mă refer, da? Puteți, am zis că puteți, am zis că puteți. Domnul, nu vezi că nu puteți. Am voie să filmez, am voie să fac ce vreau eu. Dacă ei se pot constitui părții, să zică că au fost, nu știu, că de ce am filmat sau de ce am dat, o să mă duc la ce am judecat. Nu, una de altă. Perfect. De ce am voie să filmez orice, nu și nu poate să mă... Ați văzut? Domnul polițist, luați și discutați. Lăsați, da. Vorbiți că nu v-am întrebat. Bine. Stați să spuneți situația. Am mis mentală, da, ok. Vorbiți în continuare, lăsați. Domnul, eu fiu ca chiar din situația să-i dați colegul. Da, domnule, să ajung Marian CNP, 181-06-13. Vorbiți mai prostii omul. Lăsați, lăsați. Domnule, era un grup așa mare care bloca acces. Din serviciile lor. Nu știu cine erau. Și i-am spus, bine, dacă aveți ședință, duceți-vă unde S-A-I-O-C, Saioc Marian. Dacă aveți ședință, duceți-vă undeva în spate, că ocupați-vă tot cu armă, n-aveai cum să mai treci. Și apoi mâna să sună, că eu treceam de ei, nu vedeam de treabă. 181-06-13-23. Este o proprietate privată. Utilitate publică, omule. Pune-te la... Pune-te... Nu știu cine te-a angajat pe tine. Te spui șeful ăla să-ți dea demisia. Că nu ești mai calitatea dumneavoastră să stai în magazinul ăsta. Aveți tot dreptul să intrați în magazin, să filmați. Da, să filmezi, corect. Dar vă rog frumos să lăsați angajații în pace, să-mi desfășoare activitatea. Domnule, dragă, n-am avut absolut nimic cu angajația. Erau 5 persoane, cum suntem noi un grup, okay. Și nu aveam pe unde să trec. În stânga aveam un căruț, în dreapta aveam un căruț. Okay. I-am întrebat, ce faceți? Faceți ședință în mijlocul magazinului? O cucoană de acolo, eu de-aia am non-stop, că oamenii și-au vorbit mai prostii. Okay. O cucoană de acolo mi-a spus așa, nu, a trecut, s-a întors cu spatele la mine și a pus mâna să-mi sune pe domnul, agent de pază. Pentru ce, omule? Că eu nu m-am deranjat cu absolut nimic. Da. Pentru că i-am filmat. Acum că a spus că vine poliția, uitați mai cetățeni, acum ca să vedeți. A spus că vine poliția și întrebați. Spune, domnule, am voie să filmezi, că omul mă opri degeaba. La revedere, domnule, nu ești bun. Ți-am demonstrat încă o dată că nu ești bun în ceea ce faci. Dă-ți demisia că ești o rușine pentru magazinul Auchan. E punctul meu de vedere. L-am întrebat dacă are legea. Nu, domnule, e punctul meu de vedere. Repet, încă o dată se audă. E punctul meu de vedere. Nu trebuie să faceți noastră dreptate. Ce dreptate am făcut că n-am făcut nimic? Nu știu, ce am spus, ce ați vorbit cu domnul acolo, poate ați vorbit unul, poate. Păi da, dacă înregistrezi studiul, de ce înregistrezi? Tocmai că vorbești cu dumneata? Asta era, tot am înregistrat. Tocmai ca să nu se interpreteze, că de genul la oamenii ăștia, eu mai am de face în toată țara, unde umblu. Așa care zice că ai făcut, ai drept, fără să cunoască legea. A zis că legea 333 pe 2003. Ți-am întrebat articolul 2, articolul 5, nu cunoști. Ți-ai dat și... Păi nu cunoști. Bun, o să vreau să-i fac plângere penală, obișnuiesc să fac treaba asta, am rugămintea să-l estimați. Sigur. Le estimați. Legea 333 spune că trebuie să aibă tonfă, spray. Domnule, spune, 333. Ești polițist, ai constatat, stimată instanță, a constatat polițistul că dânsul nu este echipat corespunzător, nici dânsul din dânsul și prin urmare poliția trebuie să sancționeze pe toți trei. Hai să vedem dacă faceți treaba. O să facem, nu e problemă. Domne, legea 333 vezi că așa spune. Am zis. Tu am făcut, vrei? Păi, legitimează și ne amendă. E legitimat. Bravo. Da, toți trei. Domne, asta spune legea. Asta este, când nu știi legile și dai cu coș, uite că pierzi. Legitimați. Dați-vă buletinile și legitimați pe toți trei. Hai, v-ați dat cu coș. Asta, domnule. Tot le amenzi. Ia mai șmechere. Ai fost tare și mari, ia cum amenzi de la polițist. Da. Domnule, eu am căruțul aici, vreau să-mi fac piața. Ei m-au oprit. Gata, am terminat cu dumneavoastră. Mulțumesc din suflet. Așa, da, mulțumesc din suflet. Mulțumesc frumos. Vă place, mai vreți să mai am ceva? Nu mai am să vă mai dau. Dacă v-ați dat datele corect și... În ceea ce privește faptul că eu am deranjat, acum v-am spus și am înregistrat și pot dovedi. Veniți la secția la noi dacă aveți probleme. Știți unde e comisionul? Secția 4? Da. Aha, ok. Treaba este că dacă credeți că am săvârșit vreo infracțiune, orice credeți dumneavoastră, am rugăminte așa cum spune OG2, spune că trebuie să-mi dați procesul verbal acum. La cunoștință. La cunoștință? Nu, să-mi dați procesul verbal. Păi asta vreau să-mi dați la vreo lege, să-mi aduceți la cunoștință să-mi dați procesul verbal. Că nu s-o așa poate să vorbească mai posibil de aia în regere tot timpul, că ei mint, ei spune, domne, a deranjat, a făcut, nu, domne.
era un grup de 5 persoane și am rugat să fac o ședință în altă parte și am putut să trec de ei. Nu am avut pe unde, după care l-a chemat pe dânsul, pe dânsul, pe dânsul și face mai văzut de treabă. Hai să înțeles, cred că oamenii nu cunosc nici eu ce să le fac. Bine, mulțumesc frumos. La revedere. Domnul, eu am plecat în magazin, îmi continui înapoi să fac activitățile mele, dumneavoastră mai cu sancțiune, toți trei de fapt. Rămâneți sancționați. Of, of, of. Asta se întâmplă mai cu oamenii, că nu cunoaște legile nimic, se dau ei cocoși, tot iau rămas sancționați, nu eu. Nu pot mai departe să-mi fac piața. Așa se vorbește ușor. Că nu-i bine aia, nu-i bine aia. E bine, e bine. Că știu cu ce mă lovesc. Au chemat-i poliția, dacă te... Așa, domnule, a schimbat poliția, a schimbat jandarmeria, a schimbat cele toate. Dacă a schimbat ce a făcut, n-a făcut nimic. Au venit oamenii și i-a amendat pe voștri. Când aveau legitimații, n-aveau tonfă, n-aveau spray. Ce agenți de pază aveți, oameni buni, voi aici? Ce agenți de pază aveți fără tonfă, fără spray? Domnul, cum te numești? Ce agenți de pază mi-ai trimis dumneata să mă ia pe mine pe sus? Poate poliția fără cuie, îi amendează pe toți. Știi că îi amendează? Când au spray? Da. Un film. Go, 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 go,
Vă dați voi seama că au și ne-au luat toți angajații care aveam aici, au lăsat 2-3, au început să pună case de marcat. Acum mai vine și ăla cu fițe din afara țării să-mi spună în țara mea ce, bă, care sunt regulile lui de acolo. Nu mă interesează, mă, ia-ți Aușan și mută-ți-l acolo unde, de unde ai venit tu, nu spui tu mie când am voie să filmez în magazinul tău.